Ascultați emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici. Bine v-am regăsit la emisiunea Știu ce cred. Sunt Valentin Giurici, invitații noștri din această zi sunt domnul profesor Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. De asemenea, împreună cu noi este preotul creștin ortodox Silviu Damșe, care este și profesor de religie la școala ortodoxă Antimi Virianu, și de asemenea preot misionar în spital. Bine ați venit! Mulțumim! Bine v-am găsit! În emisiunea Știu ce cred discutăm despre bazele credinței creștine, discutăm despre felul în care a fost formulat crezul creștin și ce însemnătate are el pentru noi astăzi. Mărturisirea de credință a fiecărei biserici sau cursul de catehism este bazat pe crezul creștin. De aceea, noi în această emisiune continuăm să luăm rând pe rând fiecare articol de credință din crezul creștin și să înțelegem cum s-a format el și ce înseamnă el pentru noi astăzi, însemnătatea lui astăzi. Mă bucur că sunteți împreună cu noi și tocmai prezența dumneavoastră în emisiune arată faptul că acest crez, crezul creștin, este comun tuturor creștinilor creștinilor care cred în Dumnezeu, în Sfânta Treime. Astăzi ne oprim la articolul din Crezul Creștin care spune în felul următor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iară nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după scripturi. Discutăm despre crezul creștin, despre credința creștină? Pornim de la această întrebare. De ce a fost nevoie să apară această expresie în crezul creștin? Păi, um... Cred că cel mai bine ar fi să începi părinte să spui prerogativele așa cum, cum sunt ele și cum Biserica Ortodoxă le trăiește. În fiecare slujbă pe care o aveți duminica, înainte de epicleză și așa mai departe, se spune crezul. Deci nu se poate face împărtășarea poporului și nu se poate ajunge la acel punct fundamental și de înalt al liturgiei pentru care, de fapt, vine lumea la biserică, care înseamnă întâlnirea cu Hristos, fără să, să te împărtășești cu Hristos. De aceea, înainte de vârful ăsta, este afirmația pe care toată biserica o spune, crezul. Așa că, cred că cea mai legitimă abordare o avem din partea dumneavoastră. Așa că, spuneți, Părinte! Practic, rostirea regulată a simbolului de credință la Sfânta Liturghie a fost introdusă mai întâi în Antiohia, în Siria, în anul 471. Crezul, așa cum îl rostim, cum îl mărturisim, a fost formulat la primele două sinoade ecumenice. Ce înseamnă un sinod? Siun hodon înseamnă a se aduna Împre împreună crămate, da. și este vorba despre adunarea tuturor episcopilor sau a majorității Episcopilor, despre care Sfântul Apostol Pavel, în faptele Apostolilor, în capitolul 20, pune: Duhul Sfânt v-a pus pe voi, episcop, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu. Epistos, da. deci, pentru noi, creștinii ortodoxi, este foarte importantă autoritatea episcopilor. Ca urmași ai apostolului aflați în succesiune apostolică. De aceea, odată cu apariția primei mari erezii, aceea lui Arie, hairesis însemnând a avea o opinie greșită în legătură cu învățătura de credință, împăratul Constantin cel Mare, după convertirea lui la creștinism și după ce acordă libertate creștinismului în Imperiu, convoacă primul sinod ecumenic de la Nicheia, ca să nu existe de rută, se folosește și expresia Nicheia, dar de fapt pronunția în limba greacă este Nicheia, da. de la Niche, care înseamnă victorie. Și miza primului sinod ecumenic a fost practic recunoașterea Dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos, Arie susținea că Domnul Iisus Hristos este doar o creatură, o făptură a lui Dumnezeu Tatăl, că este superior îngerilor, dar că a fost creat de Dumnezeu Tatăl din nimic. Ori, în cadrul dezbaterilor, la acest prim sinod ecumenic, s-au conturat mai întâi două uh, partide, să zicem așa, două grupări teologice. Unii propuneau formula homiusios, care înseamnă asemănător cu ființa tatălui, însă în cele din urmă gruparea ortodoxă, ortodox însemnând în limba greacă drept, credincios, preocuparea pentru ortodoxie este de fapt preocuparea pentru dreapta credință, pentru o corectitudine a credinței și o completitudine. A, asta a fost miza și a primului sinod de și a tuturor celor care au uh, urmat. Ori formula ortodoxă care s-a impus este homo adică fiul este de o ființă cu Dumnezeu Tatăl. De o ființă de usia, deci usia, o, usios, vorbind de la rădăcina care e usia care e de fapt esență zice latinește. Oricum, în momentul în care lucrurile s-au tradus în limba latină, o sumedenie de sintagme care erau foarte, foarte precise în limba greacă au devenit destul de alunecoase. Să nu vorbim despre altceva decât despre conceptul de persoană, nu? Care e <gură> astăzi atât de e, luat în sens fabulant în toată teologia postmodernă, ca să zicem așa. Oricum, cel mai important lucru din toate este că un crez atacă, în primul rând, eresul, deci lucrurile care merg pe lângă și încearcă să stabilizeze și să facă e, la concret o legătură fundamentală între ceea ce înseamnă credința adevărată și exprimarea adevărată a acestui act al credinței. Nu-i așa, părinte? Sigur. Un așa. lucru observabil la o primă citire a crezului sau la o recitare a lui este faptul că un mare spațiu este alocat lui Iisus Hristos, Mântuitorului. Lucrul acesta cred că arată preocuparea celor din acea vreme. Faptul că Tatăl era cunoscut în acea vreme de evrei, era această credință monoteistă, dar probabil că miza acestui conciliu, așa cum spuneați, este demonstrarea divinității lui Isus Hristos, cel care s-a întrupat. Și, exact acest și lucru... nu doar! Pentru că dacă ne legăm doar de divinitate, asta e din nou o erezie. <laughs> La fel cum de mult este să accentuezi partea umană a lui Iisus Hristos. Deci toate aceste lucruri au fost dezbătute și n-au luat decât vreo 150 de ani. Aproape ca lucrurile astea să se poată delimita și să poată să fie în sfârșit, cum să zic eu, formulate corect după Calcedon, Da. Pentru că e foarte importantă atmosfera pe care o aduc uh, Sfinții Părinți capadocieni și care au fost niște, niște, cercetători adevărați în ceea ce înseamnă scripturi și ceea ce înseamnă adevărurile despre Hristos și au combătut cât au putut toate ereziile care au fost. Apoi vine Chiril nu? cu anatematismele față de Eutihie care din nou uh, accentuează o anumită parte și spune, vorbind despre voințele lui Hristos și așa mai departe. Deci sunt foarte multe, n-am vrea să intrăm în amănunte de gen super teologic, care n-ar face decât poate să aducă pentru unii mai multă confuzie decât e necesar, însă ceea ce e foarte important este să ne stabilizăm pe ceea ce rostim în biserică. Și acest crez pe care îl rostim, trebuie să-l credem și să-l înțelegem de ce-l rostim așa. Cred că asta e cel mai... Asta e rostul, de fapt, al întâlnirii noastre în jurul acestui monument de credință care-i crezul. Pentru omul de rând, care poate nu înțelege substratul, nu înțelege formarea crezului, ce dorește acest articol de credință pe care l-am amintit să, să spună, să sublinieze? În primul rând dorește să precizeze cu claritate care este adevărul de credință pe care îl susține biserica, adică este o, o precizare. De ce este necesară această precizare? Ne-am putea întreba. Avem toți scripturile, putem să citim Biblia. Și arie citea Biblia, însă el o interpreta în sensul susținerii faptului că Domnul Isus Hristos este o creatură și nu că ar fi de o ființă cu Tatăl. Aici e o chestiune problematică care ține de interpretare. Deci nu e suficient să avem un text, pentru că în realitate constatăm că îl interpretăm adeseori diferit. Și atunci, care este soluția? Pentru că Domnul Hristos a fost ispitit de Satana în pustie, după ce a postit cu nimic altceva decât cu citate din Biblie, l-a ispitit diavolul. Și dacă Satana l-a ispitit pe Dumnezeu întrupat cu citate din Biblie, eu zic să nu ne imaginăm că nu ne ispitește pe noi. Ispitele nu sunt numai la nivel trupesc, ci sunt și ispite la nivel duhovnicesc, cum a avut acest arie și de care a căzut într-un raționalism <laughs> și nu putea să accepte această dogmă a întrupării lui Dumnezeu cu trup care din tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, născut, iar nu făcut, în sensul că nu a fost creat din nimic de Dumnezeu, ci e născut din tatăl, de în afara, în afara timpului, practic, el este veșnic, ca și Tatăl și ca și Duhul Sfânt. Folosim expresia născut pentru că nu s-a găsit, găsit o altă formulă mai potrivită, tocmai pentru a distinge în raport cu creat. Nu este creat, este necreat. De aceea, Mântuitorul Isus Hristos s-a întrupat și este posibilă mântuirea noastră. Numai Dumnezeu poate să ne mântuiască un om, un înger, un proroc, oricine ar fi fost, nu ar fi putut face acest lucru. Era necesar ca Dumnezeu să-și asume condiția umană, natura umană, în mod desăvârșit. El este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Cele două naturi, dumnezeiască și omenească, sunt unite într-o singură persoană. Dumnezeu și-a asumat pe deplin condiția umană ca să o mântuiască Dumnezeu, s-a făcut om ca pe om să îl îndumnezeiască. Așa cum zice Atanasie, Sfântul Atanasie cel Mare. Însă, cel mai important lucru din tot este această percepție a faptului că nu este doar o rostire, ci este un fundament al credinței. Și fundamentarea credinței în ceea ce îl privește pe Mântuitorul Iisus Hristos, din ceea ce ne, arată, ce ne arată Sfinții Părinți prin lucrarea lor, este tocmai că Biserica este deținătoarea a ceea ce înseamnă o ermeneutică corectă și ea este unitatea ermeneutică pentru toți credincioșii. De aceea, a rosti crezul împreună cu toți credincioșii nu-i de fapt e decât o afirmare a, a faptului că. Suntem împreună și credem împreună și afirmăm împreună un același lucru, un același crez. Și asta este foarte important. Cu privire la Mântuitorul Isus Hristos, la ființialitatea Lui, însă ar fi multe, multe lucruri de spus. Faptul că s-a întrupat de la Duhul Sfânt, spune, și din fecioara Maria, și s-a făcut om. Deci este extrem de important. S-a făcut om, asta înseamnă, de fapt, că și-a asumat omenitate, așa cum zice Părintele Stăniloae, însă e o omenitate nu angajată și nu luată ca un alt veșmânt peste ceea ce înseamnă demnitatea cerească, demnitatea eternă cu care era de la început născut Hristosul, ci e procesul acela care se numește chenoză, chenozis, adică de dezbrăcare și de, într-un fel, de asumare a umanității în întregul ei, la fel o asumare a Dumnezeirii în același mod, fără însă a trece atributele de cealaltă parte. Și aici e toată problema care de fapt destinează și face ca Discursul despre Isus Hristos și, și articolele despre Isus Hristos să fie așa de multe în comparație cu celelalte din Crez. Celelalte sunt foarte clare. vorbind despre Tatăl, vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre Biserică, vorbim despre Escaton, lucrurile viitoare. Însă, când vorbim despre Isus Hristos, despre Mântuitorul Isus Hristos, avem articole multe. Și pline de conținut. Absolut, pentru că aceste conținuturi, de fapt, determină o credință care nu are voie să fie sub niciun fel în dubiu. De exemplu, chiar acest articol despre care vorbim împreună cu părintele Silviu Damșe vorbește pe de o parte despre întruparea lui Iisus Hristos, despre miracolul nașterii din Fecioară, Absolut. vorbește despre scopul mântuirii, aici spune articolul, care pentru noi oamenii s-a pogorât, pentru a noastră mântuire a venit. Sunt atâtea lucruri care ar trebui prinse, vorbește despre miracolul nașterii din Fecioară a Domnului Iisus Hristos. De fapt, nașterea, evenimentul nașterii, care de fapt e întruparea, deci miracolul întrupării lui Iisus Hristos. Mergând mai departe în articolul următor, avem fundamentări extraordinar de precise și de clare. Dăm citire articolului următor cu privire la Isus Hristos. Articolul următor vorbește despre răstignirea Domnului Isus Hristos și spune S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Și viat a treia zi după scripturi. Deci, asta merge, nu se poate rupe. E un, e un lucru extrem de important. Să vedem, acest, să vedem acest aspect. Aș mai dori eu să fac câteva precizări de bună legate de ce înseamnă faptul că. Domnul Isus Hristos a venit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Ce înseamnă, de fapt, mântuire? Soteria în limba greacă înseamnă salvare, eliberare și vindecare. Viziunea creștină-ortodoxă asupra mântuirii poate fi înțeleasă corect dacă o asociem cu sănătatea, cu o stare de sănătate a sufletului. Nu este suficient. Ca un bolnav să își dorească să fie sănătos sau să-și imagineze că este sănătos. Mântuirea noi o înțelegem ca o vindecare a sufletului. Deci este pe de o parte ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi ca să ne mântuim. Pe de altă parte este ceea ce trebuie să facem noi. Adică noi această mântuire, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi trebuie să primim, trebuie să acceptăm. Să păstrăm și să cultivăm. Altfel, mântuirea se, se poate pierde. Botezul nu ne mântuiește în mod automat. automat. Botezul este o șansă pentru mântuire, ne oferă această posibilitate, dar ceea ce primim prin botez trebuie să păstrăm până în momentul în care ieșim din trup. Deci, e o o luptă, un, un efort și, practic, în fiecare zi trebuie să punem început bun pocăinței. Și iată că aici ajungem la actualitatea acestui articol de credință care vorbește despre salvare, eliberare, despre vindecare, așa cum spuneați, părinte. Cred că fiecare dintre noi ne gândim la sănătatea trupului nostru, dar de asemenea suntem încurajați să ne gândim la sănătatea Sufletului nostru. Sufletul nostru are nevoie de eliberare, are nevoie de vindecare, are nevoie de mântuire, lucru care este veșnic. Și de asta este și promisiunea mesianică pe care o întâlnim în cartea profetului Isaia, care vorbește despre acest lucru, nu? El a venit ca să elibereze pe cei care erau captivi, pe cei care erau bolnavi și așa mai departe și e, întruparea mesianică este în unsul, în Hristos, cel care este unsul lui Dumnezeu și care a venit ca să împlinească aceste lucruri. Nu întâmplător, și în Evanghelie găsim pasajele în care Hristos Întâi vindecă și apoi vorbește despre lucrurile care sunt, la fel cum întâi hrănește poporul, le dă de mâncare și apoi le spune despre vestea, vestea bună a salvării și nu o face rupând lucrurile una de alta. Viața în Hristos înseamnă o continuitate a tot ceea ce înseamnă legământ și închinare și putere și voință și așa mai departe. Astea sunt lucruri care uh, ni se certifică și mai clar prin ceea ce urmează. Pe de altă parte, uitându-ne la articol, apare un nume acolo. Apare numele lui Ponțiu Pilat. Ce vorbește de fapt sau ce ar, ce ar trebui să înțelegem alăturarea uh, numelui Procuratorului Roman față de evenimentul respectiv? Asta e un lucru care poate multă lume nu se gândește la el. Însă. Nu e altceva decât o certificare a faptului că Isus, fiul Mariei și al lui Iosif, în sens pământesc, a trăit și a fost printre noi, și a fost acălcat în Țara Galileei și în Israelul, în Țara Sfântă, de astăzi, cu piciorul lui pe acolo. Și a făcut lucruri referindu-se la bolnavi, avem o grămadă de referiri geografice, la locurile pe care Domnul Isus Hristos a umblat. Și alăturarea cu Ponțiu Pilat nu e de fapt decât o un adaos care ajustează istoric după buna plăcere a Sfântului Luca nu? și articulează foarte clar acest lucru. Deci, existența trupească a lui Isus Hristos printre noi oamenii într-o anumită perioadă istorică. De fapt, chiar acest articol despre care vorbim subliniază întruparea mântuitorului, chenoza, așa cum spuneați, golirea de ceea ce a fost? Și aș dori acum, la finalul emisiunii noastre, dacă până acum ne-am uitat mai mult spre Isus Hristos ca om și spre lucrarea lui pe pământ de mântuire, să ne uităm un pic la ceea ce a fost El înainte de a veni pe pământ, lucru pe care bineînțeles nu l-a pierdut când a venit locul lui în slavă. Ce putem spune despre uh, ființa lui Iisus Hristos înainte de a fi. Pe acest pământ al Galilei. Ființa lui nu s-a modificat după ce s-a făcut om. El rămâne Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și om adevărat. El doar și-a asumat natura umană, adică a luat trup și suflet și trupul și sufletul de om s-au unit cu natura lui Dumnezească într-o singură persoană. Practic, Fără să întruparea, ce, întruparea, o sărbătorim la buna vestire, când Duhul Sfânt a coborât asupra Fecioarei Maria și Fecioara Maria pune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Așa. Este răspunsul creației a creaturii la dorința lui Dumnezeu de a se întrupa. Prin Sfânta Fecioară Maria, Dumnezeu se întrupează și acum, practic de Crăciun, sărbătorim nașterea celui care s-a întrupat la bunavestire. Părinte Dămșe, Iisus Hristos s-a întrupat, s-a golit, s-a smerit, a renunțat. La ce a renunțat El? Nu știu dacă e potrivit să spunem că ar fi renunțat la ceva, pentru că el, întrupându-se, rămâne ceea ce era, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, chenoza, kenosis, această golire, trebuie să o înțelegem, cred eu, mai mult ca o, o smerire, pentru că, de pildă, la schimbarea la față, el... S-a arătat ucenicilor săi în slava sa împreună cu Moise și cu Ilie și această slavă practic el nu și-a pierdut-o niciodată. Atunci le-a îngăduit ucenicilor să îl vadă în slava sa. Noi nu am putea să, să stăm în prezența lui Dumnezeu dacă el s-ar manifesta în toată plenitudinea slavei sale. Aici e un aspect foarte interesant în kenoze, că de fapt kenozis nu înseamnă a renunța, ci a lăsa deoparte pentru o vreme. Și ca să dau un exemplu simplu, avem astăzi aparate care, cum se spun, fac fructele să fie altfel decât ele sunt, adică să piardă apa din ele. Și prin procesul ăsta e ca un fel de deshidratare ceea ce se întâmplă în chenoză. Deci este o restrângere a unor atribute. Aia nu înseamnă că ele nu mai există. Dar, pentru o vreme, Hristos renunță la ele. Asta e toată problema. Și nu vine îndemnitatea de Dumnezeu să se nască printre oameni, ci, cum spune Sfântul Apostol Ioan în, în prologul Evangheliei sale, deci logosul, cuvântul, s-a întrupat, luând chip și, și trup la fel ca și noi. Și zice, -a, și-a făcut cortul S a locuit printre noi, ăsta e sensul de a locui printre noi, practic el a luat, zice, s-a împielițat, ar fi cuvântul din greacă corect, noi când spunem împielițat ne referim la altceva, dar tocmai această împielițare nu vorbește de o manifestare falsă a lucrurilor, a luat ceva peste ca să nu se vadă, un costum, da? Nu e costum de mojerilă sau de moșcăreciun, luat peste, nu, ci o asumare completă a acestei probleme și firile omului cu firile lui Dumnezeu sunt una, dar însă neamestecate, neconturbându-se unele pe altele și așa mai departe. E un lucru care e foarte greu cu mintea și cu rațiunea să-l poți decela așa cum ar trebui. Să lăsăm pe teologi să facă lucrul ăsta și noi să ne gândim mai degrabă cum am putea să ne asumăm în credință acest fapt și să-L primim pe Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel în epistola către Timotei în capitolul 3 versetul 16 spune și cu adevărat mare este taina dreptei credințe Dumnezeu s-a arătat în trup. S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălțat într-o slavă. Mare este taina dreptei credințe, dar noi trebuie să facem efortul acesta de a o pătrunde cu ajutorul Harului Duhului Sfânt de a aprofunda, de a înțelege atât cât ne este nouă cu putință și, desigur, de a transmite mai departe aceste adevăruri de credință mântuitoare. Alături de Filipenii, capitolul 2, în care se vorbește într-adevăr despre chenoză, au fost, de fapt, cântări pe care biserica primară le cânta și ele fac parte, ele sunt de fapt mai mult decât un crez, pentru că ele sunt o înțelegere a ceea ce înseamnă întreaga structură a ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel, care e primul autor al unei cristologii cât de cât conturate, care o duc mai departe Sfinții Părinți prin sinoade și cu care aplică la fundamentarea acestui simbol al credinței care este crezul. Un singur lucru, voiam să mai spun, că în participând la slujbe cu toții trebuie să mărturisim învățătura de credință, pe de o parte înțelegându-o, asumându-ne-o și, desigur, trăindu-o în viața de zi cu zi până în cele mai mici detalii, pentru că nu există aspecte ale vieții noastre care să nu depindă de mărturisirea noastră de credință. Absolut. Din păcate suntem la finalul emisiunii noastre Știu ce cred. Astăzi împreună cu preotul Silviu Damșe și cu profesorul Marius Radu, dacă am început această emisiune pornind de la crez, Personal aș puncta câteva lucruri, aș trage niște concluzii din ceea ce ați spus. În primul rând am reținut ideea că raționalismul nu este suficient. Avem nevoie de cadrul eclesial, de cadrul bisericesc în care să înțelegem învățătura creștină. De asemenea, am reținut faptul că Isus Hristos s-a smerit Isus Hristos a venit ca să fie salvatorul nostru, ca să fie eliberatorul nostru. Și un lucru nu deloc de neglijat este faptul că scopul venirii lui Isus Hristos este mântuirea oamenilor, pentru noi oamenii a venit. Ar mai fi foarte multe de discutat faptul că mulți oameni refuză această mântuire. Chiar dacă Domnul Isus Hristos a venit pentru oameni, totuși unii refuză. Dar mai sunt și alte emisiuni și vă invităm și în Edițiile următoare, ca să fim alături de ascultători. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Doamne de bine și credință tuturor! O credință în adevăratul Dumnezeu. Vă mulțumim! Ați ascultat emisiunea Știu ce cred cu Palentin Giurici.